Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Alături de mine în studio se află Rodica Volintiru din Canada, Vancouver. O scriitoare care a devenit în ultimii ani tot mai prezentă în România. Are două cărți, Cunoașterea frumuseții lui Dumnezeu prin post și rugăciune și ultima carte, Biruitori în încercare. Bine ai venit, Rodica! Să continuăm discuția începută deja pe marginea cărții și a misiunii tale. Mulțumesc foarte mult și am toată asigurarea că sufletele vor fi cercetate și vor pune în practică ceea ce Domnul ne va călăuzi să vorbim acum în aceste momente. Așa să fie. Am discutat despre câteva puncte pe care le-ai atins în carte și aș vrea să continuăm. În ambele cărți e vorba despre post, despre smerenia prin post și mi-ai împărtășit cum primul tău post de 40 de zile a fost din bucuria și durerea care vine din dragostea pentru România și care Dumnezeu ți-a pus-o pe inimă. Te-am auzit însă vorbind încă despre un fel de post, postul de mulțumire. Și foarte rar întâlnești astfel de învățături și aș vrea să le dezvolți un pic. Cu cât te apropii de Dumnezeu mai mult, cu cât începi să-L cunoști pe El prin cuvântul scris, prin cuvântul revelat, descoperit prin Duhul Sfânt, ajungi la o concluzie în care spui, Doamne, Tu ești suveran, eu îți aparțin ție. Dar eu chiar sunt numai un copil care cerșește totdeauna. Am ajuns să cresc și să pot să spun prin credință, Doamne, îți mulțumesc. Și prin aceasta pot dovedi, printr-o o consacrare, o dedicare, mă pun deoparte pentru tine care doar să te laud, doar să-ți mulțumesc și cerința este nimic pentru mine. Doamne, decât vreau să te iubesc mai mult, să te cunosc mai mult, să-ți mulțumesc mai mult. Deci aceasta este un alt nivel de revelație, de credință și de puterea postului în care tata zice, în sfârșit ai crescut. Nu doar bați la ușa mea și doar ceri. Și postezi și te jertfești și nu este un lucru rău. Dar în momentul când te apropii de inima lui, știind ce valoare și ce putere este în post când nu mănânci nimic decât bei apă mai multe zile, este așa o dedicare, este așa o frumusețe, căci atunci în acel post în care am spus nu mai plângi neapărat sau durerea sau necazul meu este prioritar, prioritar este Dumnezeu. Mai profund și mai adânc se conectează relația dintre noi și El. Și în timpul postului Dumnezeu îți descopere mai mult din frumusețea Lui, din dragostea Lui, din lucrările Lui mari și minunate. Și de atunci am înțeles și am început de câte ori postez, mai întâi spui, Doamne, mă pun deoparte pentru Tine și vreau să te laud și să-ți mulțumesc pentru cine ești Tu, pentru ce ne ești Tu pentru mine, ce ai făcut Tu pentru mine și apoi dacă este amintesc și cauzele mele. Deci sunt situații și sunt situații, dar niciodată nu vreau să le inversez. Întâi mă pun deoparte ca să-L laud și să-I mulțumesc. Și este așa mare putere când înțelegem arta mulțumirii, a laudei, a recunoștinței. Și am scris o carte, de fapt cu asta am început cartea. Chiar aș vrea să atingem și aspectul acesta al puterii care stă, puterii care vine din bucuria în Domnul, puterea laudei și a închinării. De fapt când am început să scriu cartea, asta a fost primul lucru care l-am simțit de la Domnul când am început să scriu. Și am început cu mulțumire și studiind atâtea versete din Biblie și multe suflete m-au întrebat cât de unde să știu care e voia lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune clar, o viață de mulțumire este, suntem în voia lui Dumnezeu. Dacă știi dacă ești în voia lui Dumnezeu, trebuie să te cercetezi, să mă cercetez, să văd dacă sunt mulțumitoare. E greu și dacă ne uităm și mai ales noi românii, suntem foarte negativiști. Și scoatem în evidență mai mult lucrurile rele, mai mult lucrurile care nu le avem, mai mult lipsurile, decât să vedem în acest amalgam de durere, suferință, să găsim un motiv de mulțumire. Viața noastră se schimbă, atunci tu ești în voia lui Dumnezeu. Încep mai repede să percep, pentru că mintea noastră se schimbă, bazat la Roman capitolul 12, 1 și 2, care Domnul ne vorbește transformarea minții.
Când mintea noastră se transformă bazat pe cuvânt și începem să avem gândul lui Dumnezeu, automat intrăm și recunoaștem voia lui Dumnezeu, care e bună, plăcută și desăvârșită. Dar totul începe cu schimbarea minții, privind la frumusețea lui Dumnezeu, primim pacea și bucuria pe care o dă credința și suntem mulțumitori. Avem o viață de recunoștință, de apreciere, de laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu și apoi, de ce nu, și a celor din jurul nostru care ne ajută, cu care colaborăm. Studiind mai mult despre mulțumire, am început să zic: Doamne, El m-a învățat și a mai spus în conferințe, în orice încercare, orice obstacol care se ridică imediat, în trafic, de exemplu, acasă cu copii, ceva care a venit pe neașteptate, strategia numărul 1 ca să ai o viață de biruință, caută imediat un motiv de mulțumire. Nu se poate ca în acel caz să nu fie ceva de mulțumire. Putea să fie mai rău. Doamne, îți mulțumesc. Putea, și am spus acum de curând, până să vin, eram din nou în trafic. Era urgent, trebuia să ajung acasă să las cumpărăturile și apoi să plec la un grup de rugăciune, unde mă așteptau de multă vreme. Și unde eram eu se vedea podul, aveam de traversat un pod foarte mare cu 4-5 benzi, totul era plin de mașini care erau oprite, fusese un accident în față. Ce să faci? Mă uitam la ceas, deja venea agitația. Și am zis: nu, Doamne, Tu deja m-ai învățat. Hai să caut motive de mulțumire, căci dacă mă agit, tot nimic nu rezolv. Și am început să mă uit și Domnul dă inspirație ca să mă rog pentru oameni. Mă uitam la culori, mă uitam și mă gândeam la atâtea locuri frumoase și așa s-a dezvoltat o laudă și mulțumire. Acolo, în mijlocul acelei mici încercări, să zicem, dar ca să nu las firea și pe diavolul să mă ducă în agitare și tulburare, am ales, este o alegere, să caut un motiv de mulțumire. Apoi dau drumul la radio. La radio vorbea despre familie, despre soț și soție, responsabilitatea mai ales a soțului, dar și a soției și multe lucruri atât de minunate care mi-au prins și mie bine, dar frumusețea a fost că o jumătate de oră am stat în trafic și apoi am plecat la acea familie. Acea familie cumva a avut nevoie de acel mesaj proaspăt care eu l-am ascultat de la radio. Dacă nu era traficul, în 5 minute ajungeam acasă. Dar am văzut frumusețea lui Dumnezeu în cele mai mici amănunte. De acum înainte, indiferent de situație, caut un motiv de mulțumire cu privire la Dumnezeu, la persoane, la circumstanțe și în felul acesta te menții la un loc de siguranță în care diavolul nu poate să te atace, pentru că mai târziu nu am descoperit și știința a descoperit câtă durere și boală aduce stresul, agitația, supărarea, nemulțumirea și toate aceste stări negative care le numesc atacuri sau săgeți arzătoare ale celor rău. Aceasta desfundă un izvor de laudă și mulțumire, care este atât plăcut înaintea lui Dumnezeu și secretul este bazat pe cuvânt. Eu cobor în mijlocul laudelor. Mulțumirea este un medicament pentru oasele noastre, pentru trupul și sufletul nostru. Dacă noi am început să fim mulțumitori cu soții, soțiile, copiii noștri, să ne uităm la lucrurile bune și pe acelea să le ridicăm, acelea să le dezvoltăm, viața ar fi total schimbată, radical. Eu vă spun din experiențe multe și multe și mai ales în mijlocul durerii să încep să-L auz pe Domnul. Doamne, nu înțeleg. Doamne, mi-e greu. E vorba de cancer, e vorba de un divorț, e vorba de un copil plecat de acasă, dar îmi ridic ochii spre munți, de unde vine ajutorul, da, tine, de aceea te laud și încep să-L laud pe Domnul. Povara cade imediat, la secunde și minute, am experimentat personal, cu cât în toată durerea și necazul, supărarea, nemulțumirea, frustrarea sau cum vrei să o numești, am ales și m-am rupt, e o durere să mă rup, să mă întorc, privirea spre El și să mă gândesc la cine este El, la numele Lui, la puterea Lui și am început să-L laud. În lumea spirituală sunt niște legi, niște reguli. Dintr-o dată am văzut puterea lui Dumnezeu și cum durerea s-a dus. Chiar dacă nu s-a rezolvat problema, dar important este că eu nu am intrat în terenul acela negativ și plin de otravă și de supărări și nemulțumiri. Știi, în rugăciunea Tatăl nostru, înțelegem de acolo că Dumnezeu vrea realmente să coboare cerul pe pământ. Se întâmplă asta atunci când alegem să avem o inimă mulțumitoare? Este una dintre strategiile cerului. Noi suntem chemați să aducem cerul pe pământ.
Dar nu înțelegem asta. Asta o facem prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciunea în Duhul, prin schimbarea minții. Când noi ne ocupăm mai mult de Domnul și inima și mintea noastră se schimbă, începe să pricepem care e planul, voia lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită și care este mulțumirea. Nu te îngrijora, zice Domnul. De ce te agiți? De ce te îngrijora? Nu te supăra. Sunt atâtea porunci care noi nu le considerăm păcate, dar le facem în fiecare zi. Și judecăm și arătăm pe alții cu degetul. Având o mulțumire, într-adevăr am văzut bucuria cum coboară, cerul coboară. Dumnezeu este atras de ceea ce este El, ceea ce Lui place. Îi place o inimă mulțumitoare, îi place lauda și închinarea. Trebuie să-i creiem lui Dumnezeu o atmosferă, un mediu în care El poate să vină. Automat am văzut mulțumirea ne duce credința la un alt nivel. Sunt mulțumitoare că Tata va lucra. Îi mulțumesc pentru aceasta. Ceva bun urmează să se întâmple. Deci lucrează mână-mână cu credința și credința este mediul în care Dumnezeu coboară și lucrează. Ce aleg dacă stau în necredință, în îndoială, în frustrare, în nemulțumire? Aleg ceva? Nu, mă otrăvesc și otrăvesc pe cei din jurul meu. Cerul se închide. Nu, aleg o viață de mulțumire, o viață de laudă. Dar aceasta îți trebuie cuvânt. Asta îți trebuie să stărui și cuvântul să fie în tine. Cuvântul revelat și să realizezi și să le experimentezi pe Dumnezeu. Dacă odată l-ai experimentat pe Dumnezeu. Că unii, și fac o paranteză, dar ce cauți experiențe? Dar n-ai cum să crești și să fii spiritual puternic dacă nu ai experiențe cu Dumnezeu. Altfel e doar teorie și teologie care nu te duce nicăieri și nu vezi niciun rezultat. Deci noi nu neapărat ne bazăm pe cuvânt, dar nu rămânem la literă, numai la anumite principii care te demolează, ci nu, eu caut prezența lui Dumnezeu, eu caut puterea lui Dumnezeu, eu caut cuvântul scris să devină realitate în viața mea. În felul acesta se schimbă și eu pot să vin cu mărturie, am un Dumnezeu viu acum, nu e numai cel din Vechiul Testament și Noul Testament, e al meu astăzi și poate să fie și al tău, pentru că l-am experimentat bazat pe cuvânt. Chiar așa cum scrie, transformându-ne pe noi într-o epistolă vie exact. Văzută de toți oamenii. Și subliniez ce ai spus. E atât de mult rău facem în jurul nostru când suntem nemulțumiți, când avem inima supărată. Oamenii imediat întreabă, de ce ești supărat? Pentru că supărarea noastră, nemulțumirea noastră îi apasă, îi deranjează și pe ceilalți. Îi conduce într-o stare negativă și... Se transmite. Linda Dilău spunea în cărțile ei, dacă ți-amintești, că să facem un exercițiu, să mergem acasă și să facem pe negativistele. Și vom vedea cum imediat toată familia își schimbă starea într-una negativă, pentru că femeia transmite. Transmite. Creierul nostru este un emițător și un distribuitor, să acum, în care noi primim și dăm. Deci, fără să realizăm, știința acum a studiat, pune o persoană aici nervoasă și agitată, transmite în jurul ei depresie, supărare, nemulțumire. Și am văzut că și Marian mai mă corectează, dacă eu sunt puțin mai agitată, mai supărată, din anumite motive, că nu am ajuns încă la desăvârșire cu toate că doresc, dintr-o dată și copiii se agită și el se agită, el dacă este în afara puțin a zonei acesteia, el vede mai bine și zice, uite ce ai transmis, cum toată atmosfera s-a schimbat. Mă bucur că ne corectăm unul pe celălalt și îi mulțumesc și atunci mă lupt și zic, ah, nu mi-am dat seama, Doamne, iartă-mă, mă pocăiesc, cer iertare, tac, mă duc în camera mea, mă rog, mai plâng, ca să schimb atmosfera. Și invers, zici, schimbă tu acum că tu ești în partea mai pozitivă, tu ai venit cu suflet bun, tu nu ești încercat, nu te-a supărat nimeni și schimbă tu, dar am văzut că mult mai efect, mai puternic ce efecte are cele negative decât cele pozitive, cum se zice. Dar printr-o disciplină, realizând aceste lucruri care știința chiar le-a studiat, suntem mult mai atenți, ai grijă ce transmiți. În jurul tău tu poți transmite viață sau moarte numai prin gândurile tale, atitudinea inimii tale, vorbele tale. Acum din nou este o alegere, că am scris în carte despre puterea alegerii, puterea deciziei, puterea determinării, a perseverenței. Cum să aleg? Și aleg să tac, să rap, aleg să mă pocăiesc, aleg imediat să laud pe Domnul. Doamne, ah, nu-mi place. Dar știți cum fac eu? Realizez că e cumva ca o forță negativă a vrășmașului, fac...
ca și cum să iasă dimineața stare și imediat, glorie ție, glorie ție, slavă ție, mărire ție, îți mulțumesc, Tată, te binecuvintez, aleluia, glorie ție, declar versete din Biblie. Imediat dispare toată starea. Am chemat puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu prin această laudă și mulțumire și am schimbat atmosfera din jur. Ei, asta este o strategie foarte corectă și găsim în Scriptură, dar vezi că de multe ori suntem ispitiți când suntem negativi, să enumerăm o mulțime de motive și chiar dacă cineva ne confruntă să devenim și mai supărați că nu suntem înțeleși. Din cauza ta sunt așa, din cauza ta. Dar din nou am ajuns la această concluzie. Avem nevoie de acel discernământ să realizăm, vorbind despre lupta spirituală, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelor, ci a duhurilor. Realizând că și diavolul pe orice cale stă, se învârte în jurul nostru, să găsească o mică ușiță, o atitudine greșită, negativă, prin care să intre, să ne pună jos, să ne fure pacea, bucuria, credința și așa mai departe. Acum eu realizez, chiar dacă copilul sau soțul a fost de vină, imediat zic nu, ce iese din mine? Eu trebuie să mă corectez, eu trebuie să mă luc cu mine, eu trebuie să tac, eu trebuie să încep să cânt, să laud pe Dumnezeu, ca să fiu izbăvită de aceste atacuri ale vrășmașului și să nu duc mai departe această stare negativă. Prima intenție, da, e negativă, da, din cauza ta, dar zic, nu, imediat, ok, Doamne, dăm har, ajută-mă, ok, mama, ok, soțul meu, ok, și o depășesc imediat. Și am spus acest lucru la surori, depinde pe cine hrănești, acela va câștiga. Dacă eu hrănesc firea și tot în fire și în mânie și în bârfă și în clevetire și eu n-am timp de cuvânt, de rugăciune, de închinare, de conferințe, fii sigur că vine testul, vine atacul, voi cădea, voi reacționa în fire. Dacă eu petrec mult timp cu Domnul, mă adapt din cuvânt, din rugăciune, din închinare, studiez și să realizez ce se întâmplă înăuntru meu, în afara mea, cum sunt toate aceste strategii ale Domnului, ale demonilor, am imediat discernământ și chiar dacă pentru primele secunde iese firea, imediat Duhul care e mai puternic în mine, că-l hrănesc, imediat cer iertare, imediat mă pocăiesc, alerg la rugăciune, alerg la cântare, alerg la cuvânt și atunci voi fi totdeauna triumfătoare peste circumstanțe. Vorbeam mai devreme despre post, despre postul pentru diferite cauze, despre postul de mulțumire, dar știi cum e, că uneori se întâmplă chiar atunci când ne propunem să postim, să vină peste noi vreun atac, vreo supărare, chiar stare de nemulțumire sau, știu eu, vreun conflict cu cineva. Și atunci devenim agitați. Oare asta doar pe baza scăderii glicemiei pentru că nu am mâncat? Sau există totuși niște atacuri care sunt mai îndreptate spre noi în zilele în care postim? Să fiți siguri că și în momentul când alegem să postim, tot iadul e împotriva noastră. De ce? El știe, diavolul, ce putere are postul. Ales când alegem să postim o zi sau 10 zile, depinde cum ne călăuzește Domnul și depinde de cauze și de dorință. Atunci este o așa mare forfotă, pot să spun, în jurul nostru, ca să ne oprească să nu postim. Căci diavolul știe, și am dat eu în prima carte câteva experiențe în care demonii au spus, postul vostru cumva ne omoară, demonii nu mor, dar nu mai avem puterea asupra voastră. În lumea spirituală se face o diferență, dintr-o dată își pierd din putere pentru că este jertfă. Și jertfa întotdeauna are în ea putere și o forță care este de partea noastră. Domnul Iisus a spus, acest soi de draș nu este decât cu post și rugăciune. Și vedem atâtea exemple din Vechiul Testament când oamenii toți au postit, fie la Estera, fie la Ninive, și personal, și la nivel de țară, imediat Dumnezeu a intervenit și puterea întunericului a fost depărtată. De aceea trebuie să credem că nu este nu numai toxinele acumulate sau glicemia sau depinde ce este fizic, nu fiziologic sau medical, ci este o putere demonică. Acum, multe surori mi-au scris că au fost chiar și mie mi s-a întâmplat de soțul meu prima dată, eram nervoasă, agitată, păi degeaba mai postești, uite-te la tine. Și am zis, tu nu realizezi că tot iadul e împotriva mea, că stau în spărtură pentru o țară. În momentul postului, dacă ai anumite reacții, să știi că fac parte din curățire și acele stări ies afară și eu zic mereu, când ele ies, țip.
duhurile respective sau influențele respective de mânie, de poftă, de răutate ies afară că nu poate să mai reziste pentru că tu ai ales să postești. Și deci este normal, de aceea nu renunțați, indiferent că te-ai supărat, indiferent că ai strigat, că te-ai enervat. Continuă, ăsta e semn bun că este luptă împotriva ta să te oprească, dar tu alegi să alergi cu stăruință înainte, indiferent cât de rău îți va fi sau ce reacții negative vei avea. Începe să te curățească Domnul în sufletul tău de toate aceste stări și vei vedea biruința mai mare după aceea. Avem în cartea Isaia câteva îndrumări legate de post. Oamenii posteau din cele mai vechi timpuri și cei care îl căutau pe Dumnezeu aveau și această armă sau metodă de apropiere de el, foarte veche și foarte eficientă. Și Isaia scrie, putem chiar și să citim, Isaia 58, da, iată postul plăcut mie, adică omul acesta are o revelație legată de cum trebuie noi să postim și cu adevărat Dumnezeu să ia aminte. Și acolo zice de ruperea legăturilor robiei, a oricărui fel de jug, a lanțurilor răutății. Și asta mă duc cu gândul și la conflicte care le avem deschise cu alte persoane, la neiertare. Aș vrea să dezvoltăm un pic cum să facem ca aceste lucruri, dacă sunt, să nu împiedice postul nostru, să nu fie doar o înfometare, cum zice, cred că tot Isaia, că degeaba postiți să vă chinuiți sufletul, da, ci când voi, dacă da. Nu faceți și partea cealaltă, da. Nu este suficient. Este adevărat. Eu am scris în carte toate aceste detalii, căci postul nu este doar nu mănânc o zi, dar eu fac același lucru și inima mea nu se schimbă. Postul întâi trebuie să mă schimbe pe mine. Deci mă pun deoparte pentru Dumnezeu. Să-mi arate Domnul că poate nu văd starea mea negativistă, de răutate, de neiertare, de nemulțumitare și așa mai departe. Apoi pentru alte cauze. Și în timpul postului eu am văzut frumusețea lui Dumnezeu, căci am fost deschisă și sinceră. Doamne, tot ce vezi în inima mea, arată-mi ca să mă pocăiesc. Când te pui pe post să nu mănânci nimica, alege ziua în care poți să stai mult cu Domnul în rugăciune. Poți să stai să studiezi, să te rogi și spui, Doamne, arată-mi inima mea. Spune cuvântul în psalm, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Încearcă-mi rărunchii și inima, trece-mă prin cuptorul de foc, spune cuvântul. Astfel de îndrăsneală trebuie să avem, nu să ne scuzăm. Și cu siguranță în timpul postului, dacă suntem sinceri, Duhul Sfânt ne arată imediat, ai ceva împotriva acelui frate, acelui suror, sau chiar cu copilul tău, cu soțul tău, cu mama ta, ai ceva împotriva, du-te întâi și împacă-te, continuă să postești, că postul te smerește, te zdrobește, ca să realizezi ce vede, ce vrea Dumnezeu și cum vede Dumnezeu acea situație și îți va da putere să ierți, îți va da putere să te duci să-și ceri iertare, îți va da putere să faci bine celul cu care ești în conflict. Că dacă noi tot ne lăudăm, că postim și ne rugăm și noi încă menținem stări de tensiune, de supărare, de nemulțumire și judecăm și criticăm pe alții, nu știu câtă putere are în ceruri, pentru că diavolul are ușa deschisă la noi și pe acolo ne atacă și pe acolo zicea tata și ne spune, tu zici că postește, dar uite, ea face ce-mi place mie. Uite câtă răutare și neiertare este în inima ei. Și cred că am discutat noi și anul trecut despre acest subiect al neiertării, care trebuie mereu menționat că este unul dintre cele mai puternice atacuri ale vrășmașului în biserică astăzi și noi nu realizăm ofensele. Pentru că ne-a ofensat, pentru că ne-a nedreptățit, a râs de noi. Noi, pentru că am fost într-un teritoriu rănit, revin la rănile sufletului, nu am avut coiful mântuirii care este cuvântul Domnului și când a venit săgeata, din plin m-a rănit și am căzut jos. Și prima lucrare a vrășmașul care este frustrarea, nemulțumirea, ura, disprețul, nu mai vorbesc cu persoana respectivă, căci m-a rănit. Se pune un zid de despărțire. Yes. Da, cu siguranță. Și atunci Dumnezeu, în frumusețea Lui, vrea să ne ajute pe noi să ne pocăim.
Noi să cerem iertare, că noi suntem cei legați. De aceea, desleagă lanțurile răutății, fii cu inima mai deschisă, nu mai fi atât de zgârcit, dă din pâinea ta celui flămând. Mergi mai departe și ai văzut apoi, eu am scris în carte câte binecuvântări vor veni în momentul când tu nu numai că postești și nu mănânci, tu atunci începi procesul de purificare, de iertare, de dărnicie, de a face bine. Deja nu mai ai nimic împotriva nimănui. Viața ta se ridică la un alt nivel și vei fi ca o grădină bine udată. Alții vor veni și se vor adăpa din tine. Binecuvântarea, revelația, atâtea binecuvântări vin peste sufletul care înțelege să se deslege de lanțurile robiei lăuntrice care sunt lăuntru nostru, cu noi înșine și cu ceilalți din jurul nostru. Atunci, cu adevărat, postul nostru va avea efect pozitiv. Cu atunci vom vedea ce putere are postul, că și putem să înaintăm, că Satana nu are niciun drept legal asupra noastră. Am subliniat asta. Chiar dacă am dezbătut-o mai pe larg anul trecut și emisiunea fiind în arhivă se poate urmări, pentru că sunt situații în care se așteaptă răspunsul lui Dumnezeu și răspunsul nu vine. Și eu am experimentat situații în care așteptam Dumnezeu să-mi facă dreptate, să mă ajute, nu știu ce lucru, dar eu nu mi-am rezolvat relația, nu am iertat persoana care mi-a greșit și am văzut că răspunsul nu venea. Și atunci am înțeles că, de fapt, noi postind așteptăm Dumnezeu să nu ne facă după meritele noastre sau rugându-ne: Doamne, știi că eu nu merit, ca un copil, mamă, știi că nu merit să primesc cadoul acesta, dar tu ești bună și mi-l dai. Ok, Dumnezeu e mai bun ca noi toți, da. Și atunci ne ascultă. Dar pe el îl împiedică când noi facem exact inversul, adică eu nu te iert pe tine pentru că zic: Doamne, mi-a greșit și merită să nu mai vorbesc cu ea, să o pedepsesc cu respingere, cu știu eu ce, cu nefiind umilă. Și atunci Dumnezeu zice: cum ai aștepta ca eu să nu-ți fac după meritele tale când tu faci după meritele care crezi tu că le are persoana respectivă? Și am văzut că dacă am dat la o parte aspectul acesta, au fost ascultate multe rugăciuni. Ia, este mare, este un semn de întrebare și un semn de exclamare, sau cum să-i spun, atenție. Când nu primim răspuns la rugăciuni, poate să fie mai multe motive. Prima cauză, totdeauna eu zic: Doamne, nu cumva eu... Căutăm la noi, că noi suntem cel mai aproape de noi. Nu cumva eu am greșit cu ceva. Nu cumva eu am păcătuit cu ceva. Nu cumva am ceva împotriva cuiva. Nu cumva am vorbit de rău pe cineva. În primul rând trec eu la purificare. Nu ceilalți, întâi eu. Și apoi de aici merg mai departe prin purificare, îmi cer iertare, mă duc înaintea Domnului. Apoi poate să fie... Dumnezeu are de prelucrat caracterul în viața noastră, într-o vreme de așteptare. Sunt mai multe motive, dar cum ai spus, este foarte, foarte necesar să ne purificăm viața în relația cu Dumnezeu și apoi în relația cu ceilalți. Dacă Domnul spune acolo: voi nu iertați, nici Tatăl nu vă va ierta. Și de aceea nu vom avea decât chin și suferință în familie sau în biserică sau la serviciu unde suntem. Și mi se pare că nu la întâmplare în rugăciunea Tatăl nostru este menționat de două ori. Mm-hmm. Odată în rugăciune, între acele ghilimele care Domnul Iisus spune: Tatăl nostru care ești în cerul și precum iertăm și noi, iartă-ne și tu, pe urmă se închid ghilimelele și spune încă o dată ca o concluzie: dacă voi nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru. Și discutam despre coborârea cerului pe pământ. Cred că neiertarea greșelilor pe care noi o practicăm uneori împiedică să coboare cerul. Așa în casele este. Noastre, la locurile noastre de muncă, în bisericile noastre. Așa este. De-aia trebuie această purificare în dreptul fiecăruia din noi, ca să vedem ce este inima noastră, cu scopul, în primul rând, să primim mai departe binecuvântarea Domnului pentru a intra mai desăvârșit în lucrarea lui Dumnezeu, de a vedea minunile lui Dumnezeu pe pământ, căci altfel suntem dați pe mâna chinuitorilor. Chinuitor înseamnă frustrare, nemulțumire, ceartă, boală și așa mai departe. Și avem mare nevoie de lucrul acesta. Asta e un punct care fiecare, mă bucur că l-ai reamintit, avem nevoie fiecare să ne cercetăm inima, că sunt răni foarte mult în poporul Domnului. Foarte mult, dar ce pierd? Mă smeresc, mă duc să-și cer iertare.
sau tac, pentru că din nou eu spun, sunt conștientă ce se întâmplă în lumea spirituală, sunt conștientă că am deschis ușa diavolului și eu sunt cea atacată. Nu te gândi ce se va întâmpla cu celălalt. Are Domnul grijă, are și Satana grijă. Satana atât de mult atacă acolo unde am făcut ceva care i-a plăcut lui și imediat vine pedeapsa. Nu asta e treaba noastră. Treaba noastră este să fim ca Domnul, să dăm, să eliberăm iertarea și să înaintăm pe cale. Și celelalte Domnul le va rezolva. Da, și asta nu înseamnă că niciodată, nu, eu așa înțeleg, nu vom confrunta persoana care a greșit. Dar dacă eu îmi confrunt soțul sau copilul sau pe cineva de la serviciu înainte ca să-l iert, confruntarea aceea nu va fi benefică nici pentru mine, nici pentru persoană, pentru că va mări rana mea și rana celelalte persoane. Dar dacă venim înaintea Domnului, cum ai spus, cu pocăință și spunem, Doamne, mi-a greșit, așa mi se pare, poate și eu i-am greșit, aleg să iert, dă-mi starea bună, îmbracă-mă cu o inimă bună și pe urmă mă duc și spun, uite, așteptările mele de la tine au fost astea sau sunt astea. Ce părere ai? Hai să vorbim despre lucrurile astea. Nu înseamnă să nu îi mai spunem niciodată soțului sau cuiva că nu ne place ce a făcut. Dar nu e același lucru când poate, chiar dacă își cere iertare, noi tot cu sabia întinsă spre el. Tot să ne scoatem noi dreptate, tot să fim noi sus. Aici, să știți, foarte important este Duhul de smerenie. În momentul când cineva ți-a greșit, în momentul când noi am greșit și mergem și ne cerem iertare sau confruntăm, uite, m-a durut, cum ai spus, situația aceea sau aceea, vorba aceea, celălalt trebuie imediat să ia postura de smerenie, da, într-adevăr îmi pare rău, sau nu a fost intenția mea să te rănesc. Poate tu ai fost într-o poziție negativă, frustrat, nemulțumit, dar dacă am lăsat această impresie, și eu te rog să mă ierți. Altfel, dacă nu avem această armătură a smereniei în acel moment, mai mult rănim și diavolul profită pentru că rămâne într-o poziție de mândrie. Celălalt a venit să mă confrunte, celălalt a venit să-și ia iertare și noi încă suntem în această poziție. Nu, noi trebuie să dăm iertarea, să cerem iertarea, să înțelegem și poate, într-adevăr, și eu de multe ori cu soțul m-ai rănit. Mai zic, n-am avut nicio intenție. Eu știu inima mea că n-a fost nici rea, n-a fost nici supărată, dar fel cum am spus, poate că el fiind puțin mai sensibil, a luat-o ca și o rană. Și atunci, la început, continuam să mă justific ca să mențin dreptatea. Și am luat la concluzia că nu fac nimic. Și atunci am spus, te rog să mă ierți, nu asta a fost intenția, îmi pare rău. Și s-a pus pacea imediat. Deci trebuie să avem discernământ și înțelegere când e vorba de astfel de răni, mai mici sau mai mari, tot de dracul păcii și de dracul ca cer o să nu profite. Am văzut că ai și o lecție dedicată smereniei. Ce aduci nou pe partea cu smerenia? Cum vezi tu smerenia? Oh, smerenia e foarte frumoasă. Și mai ales în versetul pe care ni l-ai citit la prima emisiune, când ai fost împreună cu soțul tău, ai citat versetul care spune, dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, și apoi efectul, îl voi asculta și voi tămădui țara și îl voi vindeca. E un ingredient cheie această smerenie și aș vrea să vedem ce învățăm în plus despre ea. Vreau doar să citesc, să rămână pentru toți ascultătorii, dar în carte veți găsi mai multe. De smerenie este o atitudine a inimii, o formă de respect, de modestie, de simplitate, de umilință. Este dragostea și grija pentru alții, chiar și pentru cei care nu sunt în mizerie, care sunt în mizerie, în păcat, care trăiesc o viață de răzvrătire. Smerenia este o atitudine a inimii către cei care te-au rănit, este opusul mândriei. Domnul ne spune că și numai dacă avem smerenie, ne putem împotrivi diavolului. În lupta aceasta spirituală este una dintre armele atât de necesare ca să fim smeriți. De ce? Tot bazat pe cuvânt, care ne spune Iacov 4:7, supuneți-vă la lui Dumnezeu, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu.
Apoi zice, împotriviți-vă tare diavolului și el va fugi de la voi. Deci nu ai cum să te împotrivești diavolului dacă nu înainte te supui. Apoi la 1 Petru 5, la 5 cu 9, spune, smeriți-vă dar sub mâna tare al Dumnezeu. Pentru că la vremea lui să vă înalțe, fiți strâși și veghească și diavolul răcnește. Și apoi din nou, împotriviți-vă lui tare în credință. Deci smerenia este atât de importantă în viața noastră și cele mai mari lupte, am spus mereu, la nivel universal, fie în guvern, fie în biserici, fie în familie, este din cauza firii noastre, adică mândria. Primul păcat care a intrat este mândria. Dacă noi îl identificăm și realizăm, dintr-o dată se va face pace și liniște și realizăm și nu vom avea atacuri de la vrășmași și nu ne va mai putea pune jos pentru că noi alegem să ne smerim, că înțelegem că acolo este un sâmbure de mândrie. Și vreau doar să citesc puțin câteva comparații. Mândria este egoistă, smerenia se gândește la alții. Mândria se izolează de alții, smerenia vede nevoile altora. Mândria încurajează separatismul, smerenia unește. Mândria este rece, distantă, smerenia este caldă și înțelegătoare. Mândria este independentă, lucrează de una singură. Smerenia se bucură și lucrează în echipă. Mândria este sofisticată, smerenia este copilăroasă. Mândria complică lucrurile, smerenia le simplifică. Mândria este nerăbdătoare, smerenia este îndelung răbdătoare. Mândria îi critică pe alții, smerenia îi încurajează pe toți. Mândria nu iartă, smerenia iartă din toată inima. Mândria caută să impresioneze pe alții, smerenia vrea să fie cunoscută doar pentru ceea ce este cu adevărat înăuntrul ei. Mândria este înșelătoare, smerenia este transparentă, este cinstită. Mândria este lingușitoare, smerenia îi dă totdeauna glorie lui Dumnezeu. Mândria are frică de oameni și de reacțiile lor, smerenia se teme de Domnul și de reacția lui. Mândria spune jumătate de adevăr, smerenia spune întreg adevărul. Mândria se justifică întotdeauna, smerenia își recunoaște imediat greșeala. Mândria acopere păcatul, smerenia se mărturisește și se pocăiește. Mândria este invidioasă de promovarea altora, smerenia se bucură să-i onoreze. Mândria este încântată să se laude cu ce știe, smerenia se bucure să învețe de la alții. Mândria vrea totul pentru ea, smerenia se gândește mereu la alții. Mândria se ceartă și cu Dumnezeu, smerenia se supune și acceptă voia lui Dumnezeu. Mândria insistă să dovedească faptul că are dreptate, smerenia renunță la drepturile ei. Mândria se ridică împotriva autorității, smerenia se supune întotdeauna. Mândria nu-și arată greșelile și căderile, smerenia se bucură să-i ajute pe alții să nu facă aceleași greșeli. Mândria se opune mustrării, smerenia se bucură să fie corectată. Mândria îi dezapreciază și îi dărâmă pe alții, smerenia îi onorează și îi ridică pe alții. Mândria zice, nu am ce învăța eu de la alții, smerenia zice, vreau să învăț de la toți. Mândria caută să fie lăudată de alții, smerenia este mulțumită să stea în anonimat. Și lista continuă, putem fiecare să adăugăm. Citind toate acestea, să știți că m-am găsit că nu sunt chiar atât de smerită și m-am pocăit și am zis, Doamne, încă mai am și o fire, încă m-am mândrit și am zis, dintr-o dată m-am înfricoșat și am zis, nu! De ce? Când citești cuvântul smerenie, imediat gândește la diavolul. Are un fir în tine, are ușă deschisă și cuvântul spune, mândria merge înaintea căderii, dar smerenia, Dumnezeu te va înălța. Și atunci Dumnezeu te poate folosi pentru slava Lui. Eu vreau să fiu folosită de Dumnezeu, vreau Dumnezeu să se bucure și nu vreau vrășmașul să se bucure de mine. De aceea mi-e foarte ușor acum să mă smeresc, să mă zdrobea, să mă calce în picioare, să mă duc să-mi cer iertare. Îmi spăl la picioare, chiar fizic vorbesc, la persoane care poate nu merităm, dar am vrut să le arăt dragoste prin harul și puterea lui Dumnezeu. Știi ce am observat? Că pe lista ta, nu știu, n-ai terminat-o de citit, nu apare nimic legat de aspectul exterior, legat de
cum ne aranjăm părul, cum ne îmbrăcăm, pentru că multă vreme s-a discutat, te văd că zâmbești, s-a discutat despre asta că un om smerit este așa și așa și așa și au fost multe discuții, uite cu tare nu-i smerită, uite cu tare ce smerită e, dar am văzut pe lista ta lucrurile astea. Să înțelegem că mult mai important este smerenia aceea interiorul. Care... E adevărat, poate unele persoane încearcă să-și ascundă slăbiciunea, inferioritatea prin exterior. Dar dacă acum ca și femeie te îmbraci frumos, soțul meu întotdeauna spune, îmbracă-te frumos, să-mi placi mie. Asta nu e mândrie. Dar după câte am citit și am scris aici, adevărata smerenie este interior. Că poți să fii îmbrăcat cel mai smerit, dar inima e plină de amărăciune, de otravă, de mândrie. Cum? Pe cine păcălești? De mândria că nu e nimeni mai smerit ca tine. Da, pe cine păcălești? Pentru că noi nu avem de luptat cu oamenii. Nu oamenii mă clasifică pe mine, nu oamenii mă va duce în cer sau în iad. Ci în lumea spirituală totdeauna noi trebuie să avem această colaborare sau, cum să spun, colerare sau cum să zice? Corelare. Corelare, da. În lumea spirituală, cum o vede Dumnezeu și ce zice diavolul, că pe oamenii păcălesc, cum zicea și soțul meu mai de, m-am uitat toată în oglindă, vai ce bine arătam, cu Biblia, la costum, cravată, dar numai eu știu ce era în inima mea. În exterior apăream cel mai smerit și cel mai, ca și femeie de asemenea, nu inima contează, care nu ți-o vede oamenii, ci Dumnezeu și cel rău. Eu totdeauna mă gândesc la aceasta, ce zice Domnul despre mine în momentul când eu mă îmbrac, ce zice vrășmașul despre mine în momentul când eu mă îmbrac sau mă aranjez mai frumos, exagerat sau depinde în ce parte. Dar din nou, astea sunt învățături omenești și nu zic că nu este bine și frumos ca și creștin. Trebuie să fim modești, dar nu aceasta mă clasifică pe mine sau pe tine că ești mândră sau smerită, ci interiorul, reacțiile, roadele voastre vor spune cu adevărat cine ești. Eu personal cred că aspectul exterior vine după ce inima este curățită, pentru că zice că Duhul Sfânt ne învață toate lucrurile, și cum să ne îmbrăcăm, și cum să umblăm, și toate. Și atunci dacă neiertarea și mândria și meritele personale sunt scoase afară din inima noastră, are loc Duhul Sfânt și cu cât este cantitate mai mare, cu atâta ne învață mai multe lucruri, da, care să le practicăm. Da, da, vei fi sensibil la vocea Lui și vei înțelege că ca și femeie ești ispită de felul poate cum te îmbraci sau într-un fel, și e bine să luăm aminte lucrurile acestea indiferent de libertatea unor persoane care o simt, dar știind că tu poți să fii o ispită pentru bărbat sau pentru alții, e bine să iei aminte și retrage sau smerești, sau îmbracă-te diferit ca să nu faci pe altul să păcătuiască. Deci trebuie să fim foarte înțelepte și să avem acest discernământ de dracu celorlalți. Dar problema principală este cea din interior. A inimii noastre, da. Ai menționat mai devreme despre coiful mântuirii și există o lecție foarte frumoasă despre armura spirituală. Nu mai avem foarte mult timp până la finalul emisiunii, dar aș vrea să ne referim la ea. Cum o purtăm? Cum o dobândim? Pentru că e foarte importantă. Ia, Domnul mi-a dat harul să scriu în carte fiecare piesă în parte din armătura pe care noi trebuie să o purtăm zilnic, nu o luăm și o lăsăm. Dar ea nu este ceva fizic, ne imaginăm doar un soldat. Ea este spiritual și Biblia ne spune clar, la Efeseni, capitolul 6, ne spune clar fiecare armătură. Totul începe cu adevărul și m-am gândit și eu, oare de ce a spus cuvântul, prima armă, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Și am stat și m-am gândit cât de important este adevărul. Și nu atât Domnul mi-a spus așa: cine este adevărul? Hristos este adevărul, cuvântul este adevărul, Duhul Sfânt este adevărul. De ce sunt atâtea lupte din care cauză noi cădem în lupta spirituală? Hai să dăm o imagine puțin.
să zicem, aceasta este partea religioasă. Cum e masa aceasta, da? Pe margine sunt adevărurile Bibliei. La centru este unul singur, adevărul, Hristos, Duhul Sfânt, Cuvântul. Lumea și cei mai mulți stăm la periferie. Să dăm așa exemplu. De câte ori stai la periferie, la margine, oricând poți să cazi. Aici, la margine, unde discutăm adevărurile Bibliei, sunt lupte, sunt atacuri, sunt probleme din care cauză este atâtea diversiuni și despărțiri în biserică. Pentru că noi nu am învățat de la margine, unde totdeauna suntem gata să cădem în dezamăgire, în depresie, în supărare, în confuzie referitor la Biblie, trebuie să ajungem să înaintăm, să venim la centrul care este Hristos. De aici nu mai caz niciodată. De aceea prima armătură, Domnul a spus, încinge-te cu adevărul. Adevărul ține toată armătura. Adevărul ține platoșa. Adevărul ține, nu, coiful este în cap, într-adevăr, ține ceea ce este foarte important, sabia. Sabia este teaca în care o pune. Dacă noi nu avem această teacă a sabiei, că nu poți să o ții mereu în mână, că toată ziua te lupți, da, care este postul, rugăciunea, închinarea, dar toate sunt bazate pe adevăr. Adevărul înainte, metaforic, era ca un brâu care ținea toată această parte care te protejează și stomacul și rinichii și toată partea aceasta. Deci ce vreau să spun, cunoscând adevărul, având revelație despre puterea adevărului, e sigur de izbândă, e sigur de victorie, pentru că tu ai o relație cu Hristos care este adevărul. Eu am o relație cu cuvântul care este adevărul. Eu am o părtășie cu Duhul Sfânt care este Duhul adevărului. Atunci orice este periferic pe mine nu mai mă dărâmă. Indiferent că tu spui la noi la baptiști este așa, la pentecoste așa, cu baticul așa, cu bărbatul, cu femeia așa. Astea sunt lucruri care oricând pot să cadă. Eu mă duc la adevăr. Ce vrei tu, Doamne? Tu ești adevărul atotputernic care pe mine mă ține tare în mijlocul luptei. Aici la periferie, dacă ne tot certăm pe adevărurile Bibliei, vom cădea și sunt atâtea răni și atâtea dureri. Dacă mergem mai departe la fiecare piesă, îmi place foarte mult de neprihănirea. Ce este neprihănirea? Noi suntem, am fost răscumpărați și avem neprihănire datorită jertfei la Golgota, nu datorită postului meu, nu datorită rugăciunii mele, nu datorită baticului meu, nu datorită banilor care îi dau, nu datorită misiunii sau predicii mele, nu, datorită jertfei la Golgota, care niciodată nu trebuie să o diminuăm prin ceea ce facem noi. Celelalte ce le facem sunt discipline, sunt roadele pe care noi trebuie să le aducem înaintea Domnului. Aceasta mă protejează pe mine de condamnare. Platoșa îți protejează inima. Satana vrea cu orice preț să ajungă la inimă ca să vină cu condamnare, cu o sândă. Nu ești bună de nimica. Tu știi ce ai făcut în tinereața ta. Tu știi păcatele tale. Dar platoșa neprihănirii vine nou. Prin Iisus eu sunt neprihănită, sunt curată și îmi duc mântuirea cu frică și cu tremur. Pe scurt, pacea. Pacea înseamnă să ai pace întâi cu Dumnezeu, pace cu tine însuți și apoi pace cu toată lumea. Ești încălțată. Pe vremea aceea soldații trebuia să poartă nu sandale, ci ca niște bocanci ca să poată să calce peste sârme, să calce peste, cum spune cuvântul, scorpii și șerpi. Asta înseamnă ai autoritate când ai pace cu Dumnezeu. E sigur că Dumnezeu este de partea ta. Pe scurt spun, nu, apoi coiful este foarte, foarte important, coiful mântuirii. Ce înseamnă? Am întâlnit persoane creștini după ani de zile care au căzut în păcat și datorită anumitor persoane, anumite confesiuni sau anumite secte sau cum să le mai spun, ți-ai pierdut mântuirea. Eu nu cred, bazat pe cuvântul Domnului, că timp în mine mai există părere de rău, mucul acela Domnul nu mai stinge, mi-am pierdut mântuirea. Au ajuns persoane, bărbați și femei, la spitalul de nebuni, aici în România, datorită faptului că ce a căzut în diferite păcat, fie curvie sau mai știu ce, și au venit alți frați și sorori, au spus, ți-ai pierdut mântuirea. Omul, femeia aceea, disperați, a ajuns la spitalul de nebuni. Oare asta este vestea bună?
că te duci în iar și ți-ai pierdut mântuirea, cât timp în mine există suflare și pocăință și părere de rău, este speranță, că plătești consecințele, da, dar iertare o ai. Aceasta înseamnă coiful mântuirii, e baza cuvântului, că Satan atacă cu gânduri, gânduri negative, nu ești bun, ai greșit, ai păcătuit și tot felul de atacuri care de părere de rău vin prin frați și surori care nu au adevărul în viața lor, adevărul revelat, adevărul cuvântului, și în loc să ridicăm, noi stricăm și trimitem la moarte și trimitem la spitalul de nebuni. Am rămas uimită de anumite mesaje care am primit și am urlat înaintea Domnului Iisuse. Arată-ți slava și puterea că tu și astăzi mântuiești, indiferent cât de păcătoși suntem și mai greșim, Dumnezeu din nou te ridică și El mijlocește, Tatăl, mai lasă-L și anul acesta, poate, poate va rodi. Apoi ceea ce este foarte important și foarte mult am menționat în carte, aceste două, scutul și sabia. Domnul mi-a spus, copiii mei, biserica, ok, hai să zicem, aproape în totalitate oamenii știu de mântuire, cât de cât se apropie, de neprihănirea, adevărul, încălțămintea Evangheliei păcii, dar nu știu să folosească scutul și sabia. De săgețile arzătoare ale celor rău. Care sunt săgețile? Am enumerat doar câteva dintre ele, începând cu frica, cu îndoiala, cu supărarea, cu nemulțumirea, pofta ochilor, răudărășenia vieții, toate aceste lucruri care vin de la vrăjmaș. Și dacă noi nu avem Biblia, care este scutul ca să ne apere, în Vechiul Testament, când Pavel a dat această comparație, la ei se făcea scutul cât ar fi o ușă, din cap până în picioare, atât de lată și de înaltă. Ei știau, trebuiau doar să știe să o mânuiască. Orice armătură trebuie să fii învățat să o mânuiești. Cum să te aperi cu versete din Biblie în momentul când vine atacul, în momentul când vine frica? Avem versetul, Domnul nu mi-a dat un duh de frică, ci de putere, dragoste și chibzuință. În momentul când vine îngrijorare, am găsit și știu să mă apăr. Nu vă îngrijorați de nimic, ci aduceți înaintea Domnului. În momentul când vine pofta, ce spune Domnul? Pofta lumii și toate acestea. Toate acestea noi știm, trebuie să fim învățați cum să ne folosim în momentul când vin atacuri. Vin atacuri și săgeți arzătoare de la frați, de la surori. Te pune jos cu diferite probleme. Ce faci? Din nou mă duc la cuvânt. Să iert, să iubesc, să mă rog pentru ei, să le fac bine. Deci aceasta am văzut foarte mult începând din viața mea și cum Domnul m-a învățat, că de aceea am scris și în carte foarte mult despre acestea. Cum să ne folosim scutul credinței ca să ne apere de săgețile arzătoare a celui rău. Scutul era făcut din lemn, atunci înainte poate era protejit, dar avea piele deasupra și pielea aceea o îmbiba în apă, ca săgețile care erau trimese pline de foc să se stingă în acea apă. Din nou, ce este apa? Simbolul cuvântului. Dacă nu avem cuvântul revelat, practicat în viața noastră, foarte ușor vom fi dărâmați. Și cea mai puternică armă ofensivă este sabia. Foarte mult am stăruit asupra cuvântului care noi știm să ne apărăm și nu numai să ne apărăm, să atăcăm. Puterea întunericului, să ne rugăm cu cuvântul, să cântăm cuvântul, să spunem este scris. Și în puterea cuvântului, care este sabia aceasta cu două tăișuri, noi vom fi întotdeauna biruitori. Dar fiecare armătură, și mai ales acestea două, trebuie să ne învățăm să le folosim, practicăm acestea și vom vedea victorie, vom vedea biruință. Și nu știu dacă mai este timp, doar să citesc puțin, doar rugăciune. Vrei să citesc? Da, în final putem încheia, da, cu rugăciunea asta. Și înainte să citești, da, aș vrea să te mai întreb, de unde putem comanda cartea? Există o librărie? O să vă dați un număr deocamdată, o să fie trimisă și la librării. Am o soră chiar în Cluj, o să mai am și la Timișoara, surori, prietene ale mele, care ele le distribuie, dă doar telefon și ele le va trimite prin poștă sau vine să se întâlnească cu ele deocamdată și apoi o să fie trimisă și la librării și în diferite... Cred că cel mai simplu la biserici, sau la să biserici, luăm legătura, da, că da, vor fi disponibile. Bun, ascultăm rugăciunea, da, și cu aceasta o să și încheiem. Îți mulțumesc, Rodica, pentru tot ce ne-ai împărtășit, pentru că te-ai pus deoparte pentru Domnul să, amin, să găsesc, pui și pe hârtie aceste lucruri, da, pentru că vor rămâne valoroase. Da. Rugăciunea practică de la Efeseni 6:12. Cum trebuie să ne rugăm ca să vedem mai multă efectivitate? E doar un exemplu, dar noi putem să-l modificăm, să adăugăm. Sunt un soldat al Domnului Iisus și sunt conștient de lupta spirituală în care mă aflu. De aceea mă încing cu adevărul, cuvântul lui Dumnezeu. Eu voi cunoaște adevărul și el mă va face liber.
Eu sunt liber pentru că acela pe care Fiul îl eliberează este cu adevărat liber. Eu sunt fiu, fiică a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mă conduce în tot adevărul. Am înțelepciunea și cunoștința lui Dumnezeu în mine. Duhul lui mă învață și mă călăuzește, în control mă duc. Dacă sunteți atenți, toate acestea sunt versete din Biblie, dar puse în acest context al rugăciunii. Îmi pun platoșa neprihănirii pe care Domnul Iisus mi-a dat-o în urma jertfei lui de la Golgota. Eu sunt neprihănit prin credința în El. Chem sângele Domnului Iisus peste mine în această zi și te rog, Doamne, iartă-mă de toate păcatele făcute cu voia sau fără voia mea. Convinge-mă Tu, Duhule Sfinte, de orice lucru greșit din viața mea. Cercetează-mi inima ca să nu am niciun păcat ascuns în ea. Cel neprihănit va îndrăzni ca un leu tânăr. De aceea îți mulțumesc, Doamne, de îndrăzneala pe care Tu mi-o dai în această zi. Ajută-mă să vorbesc cuvintele Tale în această zi cu mare îndrăzneală. Picioarele mele sunt încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Ajută-mă să fiu gata să mărturisesc în această zi cum Tu m-ai schimbat. Îți mulțumesc pentru că cuvântul Tău este scris în mintea și în inima mea. Tu mi-ai spus că ai să pui cuvintele Tale în gura mea. Ajută-mă ca viața mea să reflecte Evanghelia păcii și să vestesc aceasta. Trimite, Doamne, pe cineva în calea mea sau pe mine în calea cuiva ca să-i vestesc Evanghelia păcii. Folosește-mă, Doamne, ca să binecuvintesc pe cineva în această zi. Iau scutul credinței cu care voi stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Credința este cea care biruie lumea. Eu sunt mai mult decât biruitoare prin acela care m-a iubit. Pot totul în Hristos care mă tărește. Îți mulțumesc, Doamne, pentru îngerii Tăi, desemnat să fie lângă mine, ca să mă păzească și să mă ajute. Eu sunt protejată de vrășmașul lumii acestea datorită jertfei Tale și a victoriei la Golgota. Îmi pun coiful mântuirii care e nădejdea gloriei. Am gândul lui Hristos și nicio armă forită împotriva mea nu va propăși. Și mă gândesc numai la lucrurile bune, curate, perfecte, vrednice de laudă, la tot ce aduce binecuvântare în viața mea și a altora. Ia autoritate peste mintea mea în această zi și orice gând care nu-i curat și nu e de la Dumnezeu îl fac rob ascultării de Hristos. Orice gând sau imaginație care se ridică mai presus de Dumnezeu le arunc la picioarele lui Iisus. Eu îi aparțin lui Iisus și îi dau Duhului Sfânt controlul peste gândurile mele. Îmi supun mintea lui Dumnezeu, mă împotrivesc diavolului și el va fugi de la mine, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acum iau și sabia Duhului pe care o folosesc în atac și nu mă dau înapoi. Sunt un soldat al lui Hristos. Mulțumesc, Doamne, pentru puterea care este în cuvântul Tău cel viu și lucrător, prin care mă voi lupta bucuros. Cuvântul Tău nu se va întoarce la Tine fără rod, ci va împlini planurile Tale. Cuvântul Tău este adevărul. Eu nu sunt un ascultător uituc, ci un împlinitor al cuvântului Tău, căci El este lumina pe cărarea mea. Voi strânge cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Mă voi ruga întotdeauna în Duhul, căci Duhul știe cum să mijlocească pentru mine și după voia Ta, cât și pentru alții. Aceasta mă întărește în omul dinăuntru și voi putea să mă rog pentru toți sfinții și pentru toată lumea care suferă și are nevoie de Tine. Mulțumesc, Doamne, pentru că gloria Ta este peste mine. De aceea Te lau și îți mulțumesc în această zi pentru bunătatea și credincioșia Ta. Mă îmbrac cu haina laudei în locul unui duh mâhnit. Pune, Doamne, în mine o cântare nouă pe buzele mele ca să Te lau și să-ți mulțumesc neîncetat. Rugăciunea este mai mare, dar pentru că nu mai este timp, vă încurajez să luați cartea și să vă rugați aceste rugăciuni. Și rugăciuni de eliberare, și rugăciuni de binecuvântare, rugăciuni pentru copii. Mi-a dat Domnul ca să fie într-adevăr o armă puternică pentru aceste vremuri în care trăim și cum să fim biruitori. Nu rămâne decât să spunem amin din toată inima. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu și să fii binecuvântată cu mai mari isprăvi, așa cum fac cei care îl cunosc pe Dumnezeul lor, și noi vom flutura steagul de biruință în numele amin, Domnului, amin. Auzând de victoriile și de biruințele Tale, Rodica. Vă mulțumesc foarte mult de acest timp, mulțumesc spectatorilor care vor vedea aceste emisiuni și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească și să puneți în aplicare. Aceasta este cheia. Decideți și puneți în aplicare că Dumnezeu, capitanul oștilor cerești, e de partea voastră. Mulțumim! Dragi prieteni, ne luăm rămas bun, amintindu-vă că ne vom revedea peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Să fiți binecuvântați și să ne revedem sănătoși!
emisiune sponsorizată de Matero.